de mare, de prea slăvită minunea a făcut prea bunul Dumnezeu cu apostolul Petru. Dar pentru ce? Pentru că mulțumea că mulțimea credincioșilor în biserică făceau neîncetat rugăciune către Dumnezeu pentru el. Așadar, să ținem minte că unde sunt doi sau trei credincioși adunați în numele Domnului, El este între ei. Și cu cât mai mult Hristos este acolo, unde sunt mai mulți credincioși care se roagă pentru cel ce este în primejdie sau vreo încercare, suferință grea fără de las, sau vreo cere către Dumnezeu, nicăieri nu se pot ruga creștinii mai mult la o lată decât în Sfintele Biserici, unde rugăciunile lor, ale preoților, se unesc și ca tămâia se înalță înaintea lui Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu să ne cească de biserică. Ce Sfânta Liturghie! Să ajungem acest an. Să ne ferească milostivul cu Dumnezeu, să ne cească de concească, concească Sfinte Liturghii. Cine mai important sunt rugăciunii înaintea lui Dumnezeu care se fac în bisericile noastre pentru credincioși, sunt mai ales două, Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Mare. Cine am face, Doamne, fără ele? Oricâte minune s-a făcut și se fac în Sfânta Liturghie, în timpul ei mai ales de sărbători, se adună cei mai mulți credincioși. Astfel rugăciunile lor comune, săvârșite cu multe credințe, cu lacrimi, cu rugăciunile preoților din Sfintele Altare și contribuie cel mai mult la împlinirea cererilor lor. Rugăciunile cu credința ale preoților, unite cu ale credincioșilor, săvârșesc cea mai mare minune ce are loc pe pământ de la Hristos. Până astăzi, această minune grăită este prefacerea pâinii, vinului, în trup și sângele lui Hristos în cadrul Sfintei Liturghii. Astfel, fără Sfânta Liturghie, fără împărtășare, ce-am fi noi, Doamne? Iar fără aceasta nu ne putem uni cu Hristos. Nu putem fi iertați de Hristos. Nu putem să ne mântuim. Că nu veți mânca trupul meu, că nu veți putea bea sângele meu, nu veți avea viață între voi, în voi și vă. Vedeți, credincioși, cât de mare este puterea Sfintei Liturghii. Vedeți că Sfânta Liturghie este a noastră. Și stă la temelia mântuirii noastre pentru că ne ține direct, permanent, legătura cu Hristos, cu Sfinții din Cer, cu oamenii de pe Pământ. Altă minune a Sfintei Liturghii care, ca rod al credinței, a rugăciunii în comun, este că ea contribuie mai mult pentru că celelalte slujbe la păstrarea credinței ortodoxe în lume. Ce s-ar întâmpla cu credința noastră dacă n-am face o vie lucrătoare, mântuitoare prin Sfânta Liturghie? Numai de aceea unii creștini se duc la sectari pentru că nu merg regulat la Sfânta Liturghie și nu simt puterea Sfintei Liturghii. Tot Sfânta Liturghie, ca o cunună a celor șapte laude, contribuie mult și la unitatea, împăcarea, la apropierea, împrățirea creștinilor ortodoși, ca fi ai Bisericii lui Hristos. De-a lungul celor două milenii, singură biserică, slujbele făcute în Sfintele Biserici, au adunat pe creștini în jurul preoților, altarilor, i-au unit pe rugăciune în aceeași credință, le-au vindecat bolile. Unde să alergăm dacă nu în casa lui Dumnezeu? Încotro să o apucăm dacă nu în biserică?
i-a dezlegat de păcate, prin spovedanie, i-a unit cu Hristos, prin rugăciune, Sfintele Taine i-au călăuzit în viață, avem grijă de cei dragi, care nu mai sunt între noi, adormiți din neamul nostru, ne rugăm pentru iertarea păcatelor lor, cei care au făcut aceasta, continuați ce vă rugați, nu vă lăsați de biserică, dragii mei. Veniți să vă vindecați boli, pe rugăciune, faceți milostenie prin pocăință a cei care n-au făcut nimic într-un suflet în aceste zile, sfinte de pocăință, nu amânați, dragii mei, și ce veți de acum a lucrat în grădina lui Dumnezeu, în ogorul lui Dumnezeu. Dumnezeu nostru să fie bogat în milă și cu purtarea ta de grijă ce am înțeleat, tu primești viața noastră. Ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră de păcate. Oprește de noua boală mulțitoare, de noua epidemie. Trebuie mai încetat cu prevenirea Domnului Său, Mergea Iisui David. Cel ce ești Domnul sufletelor și de lucrurilor noastre. Dăruiește în sărătoșire celor cuprinși de boală. Ridicând-i grabe din patul durerii ca să te slăvească pe tine, Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși o protejește de orice boală. Binecuvintează, întărește, păzește, Doamne, cu harul Tău pe toți cei care cu iubire de oameni și de fericire, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spital. Îndepărtează toată boala, suferința din popor și ne învață să prețim viața, sănătatea, cu darurile tale, dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea ta, de nădejde în ajutorul tău și dragoste față de tine și de aproape. Ca tău este animirii, animării pe noi, Dumnezeul nostru, ție slavă, Dumnezeu, Tatălui Fiului Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor, în focul. Ar dori să vă rugați în continuare să ne rugăm în Dumnezeu și ne acordească pe noi toți primiți în afară de această primejdie, de această mare încercare. Și rog că Dumnezeu să nu ne vestească și ne lasă vestice în Sfânta Liturghie. Să ne ferească Dumnezeu să continuă în mult această încercare, să ne fie dor de această ogară a mănăstirii, de Măicuța Domnului și să fie dor de frățile voastre și frățile voastre de această mănăstire. Ne plătească Dumnezeu poporul nostru, să fie cu bine pe Dumnezeu, Dumnezeu cu mine, cu har, cu dar și sănătate și la fiecare rugăciune să puneți de la pământ și să ne rugăm mai mult ca oricând. Dar nu fără liturghie, nu fără strugare, fără mărțășare, nu fără 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 credință vie în Dumnezeu, dar pe căuție. Prețiți viața și ascultați tot ce vi se spune, un singur lucru de a s-a ascultat. Nimeni nu are dreptul de ei Sfânta Liturghie. Și de ce nu? Trebuie să ne plătim de Dumnezeu, dar atât timp cât Dumnezeu este viu, pe inima, sufletul nostru, pe inimul nostru, se trăim fără teamă.